agitația din ultima perioadă se tot vehiculează pe internet tot soiul de întrebări. De la cine e Cutărescu, la ce înseamnă completați voi, mai este și o întrebare care nu a apărut acum peste noapte, dar a devenit parcă mai apăsătoare. Dar ce, domne, cu UE ăsta? La ce-mi trebuie mie UE? Ce-mi dă mie UE? E, astăzi o să încercăm să răspundem la întrebarea asta, scurt și la obiect. Pe primul loc, probabil deloc surprinzător, bani. Da, Uniunea Europeană ne dă nouă românilor bani. Și aici nu mă refer la banii aceia din fonduri europene pentru afaceri pe care ba putem, ba nu putem să-i luăm, dar stai așa că nu e așa. Nu, mă refer la bani pe care Uniunea Europeană îi dă României și care au fost investiți în lucruri pe care eu și tu și toți le folosim în fiecare zi. Vreo 483 de miliarde de lei de la aderare și până acum mai precis. Cei drept am contribuit și noi cam 149 de miliarde de lei, dar tot ieșim pe plus cu vreo 323 de miliarde. Partea bună, cu banii ăștia nu ne facem datorii, sunt nerambursabili, adică nu trebuie să-i dăm înapoi. Dar, pentru că să fim serioși, nici tu, nici eu nu ne putem măcar imagina cum arată 323 de miliarde de lei, cu atât mai puțin să înțelegem ce înseamnă, hai să o luăm mai pe românește. Ce ne dă de fapt Uniunea Europeană de banii ăștia? Spitale. România a primit sute de milioane de euro pentru construcția, reabilitarea și dotarea spitalelor din țară. De exemplu, Uniunea Europeană a contribuit cu 233 de milioane de lei pentru construirea Spitalului Regional Cluj. Tot 223 de milioane de lei ne-a dat Uniunea Europeană și pentru construirea Spitalului Regional Craiova, care ar trebui să fie dat în folosință în 2027. Dar nu vorbim doar despre spitalele în construcție. România a primit bani și pentru spitalele pe care le avea deja. Hai să vedem câteva exemple. 4,7 milioane de lei pentru dotarea Spitalului Județean de Urgență Pitești. 7,4 milioane de lei pentru dotarea Spitalului Municipal Moreni. 7,5 milioane de lei pentru dotarea mai multor spitale din Brașov și Făgăraș. 12 milioane de lei pentru dotarea ambulatoriului și a unității de primire urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 6,8 milioane de lei pentru dotarea ambulatoriului orășenesc Sinaia. Aproximativ 10 milioane de lei pentru dotarea a două spitale din Drajna și Azuga. 2,7 milioane de lei pentru dotarea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Alexandria. Și astea sunt doar câteva exemple, ele pot continua. Dacă vrei să afli mai multe, link în descriere. Școli. Uniunea Europeană a finanțat cu 91 de milioane de lei construcția de școli în Chiajna, Chitila, Corbeanca și Popeș-Leordeni. 23 de milioane de lei pentru construirea unui liceu tehnologic în Sebeș. 59 de milioane de lei pentru construcția și reabilitarea a 51 de grădinițe din zona de nord-vest a țării. 48 de milioane de lei pentru construcția și reabilitarea a 60 de grădinițe din zona de sud-vest a țării. 79 de milioane de lei pentru construirea de noi grădinițe în zona de nord-vest a țării. Și 63 de milioane de lei pentru 43 de grădinițe noi în regiunea de sud-est. Drumuri. A0, noua centură a Bucureștiului, a primit o finanțare nerambursabilă de aproximativ 7 milioane de lei. 169 de milioane de lei pentru construcția liniei de metrou M4 doar în faza a doua a proiectului. 3,5 miliarde de lei pentru construcția drumului expres Craiova-Pitești. 149 de milioane de lei doar pentru o mică parte din autostrada București-Brașov. 1,2 miliarde de lei pentru construirea tot a unei mici părți din autostrada Târgu Mureș-Ogra-Câmpia-Turzi. Biserici. Mai multe biserici din țară au fost reabilitate din fonduri europene. Biserica Sfânta Treime din județul Olt a primit 4 milioane de lei pentru restaurare și consolidare. 16 milioane de lei pentru consolidarea și restaurarea Mănăstirii Negru Vodă din județul Argeș. 18 milioane de lei pentru restaurarea Palatului Episcopal din Curtea de Argeș. 15 milioane de lei pentru reabilitarea Bisericii Romano-Catolice Sfântul Mihail din Cluj-Napoca. 5,9 milioane de lei pentru restaurarea picturii, finisaje interior-exterior, instalații, repararea acoperiș și cloponiță pentru Biserica Sfânta Vineri din județul Prahova. Aproape 13 milioane de lei pentru restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric Așezămintele Brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa din București. 8 milioane de lei pentru restaurarea bisericii din lemn cu vioasa Paraschiva din Vârtop. Agricultură. Doar din 2015 și până acum, fermierii români au accesat aproape 10 miliarde de lei fonduri europene nerambursabile pentru peste 67.000 de proiecte. Per total, de când am intrat în Uniunea Europeană, economia României s-a triplat. Principalul motiv este că atunci când contribuim la Uniunea Europeană, practic pentru fiecare leu pe care noi îl contribuim, Uniunea Europeană ne dă 3 lei înapoi. Uniunea Europeană ne mai dă aceleași drepturi ca în România în alte 26 de state din Europa. Vrei să pleci în vacanță sau chiar la muncă într-un alt stat din Uniunea Europeană? Tot ce ai nevoie e un buletin românesc. Dacă ți se pare puțin lucru,
încearcă să vezi cam ce documente îi trebuie unui cetățean din afara Uniunii Europene să lucreze într-un stat ca România. Crede-mă când îți spun că e un munte de birocrație aproape imposibil de obținut și durează luni de zile. Și nu vorbim doar de faptul că putem noi să ne facem vacanțele în Tasos la All Inclusive. Vorbim și de circulația serviciilor și a bunurilor. Câți oameni cunoști care lucrează într-un fel sau altul cu sau pentru o multinațională? De la operatori de telefonie mobilă, la companii mari cum sunt Google și Microsoft sau chiar la societăți mai mici cu investitori străini, toate lucrează aici, investesc în România, plătesc taxe aici și oferă locuri de muncă în România pentru că suntem stat membru al Uniunii Europene și, comparat cu statele care nu sunt membre UE, asta le oferă unele beneficii. De aceleași drepturi se bucură și antreprenorii români care vor să lucreze în afara României, pe teritoriul Uniunii Europene. Și nu doar antreprenorii, românii care vor să lucreze pe teritoriul unui alt stat din Uniunea Europeană se bucură de aceleași drepturi ca cetățenii acelui stat. Na, și asta tot de la UE ne se trage. Și apropo de drepturi, știai că poți să-ți faci un card european de sănătate? E la 3 clicuri distanță, e gratis, îți vine acasă în plic în 2-3 zile și dacă pleci în afara României pe teritoriul Uniunii Europene și pățești ceva și ai nevoie de servicii medicale de urgență, beneficiezi de ele fără să plătești, la fel ca în țară. Ar mai fi de vorbit și despre bursele Erasmus. Majoritatea universităților din România sunt înscrise în program și studenții pot să plece în programe de studii în Uniunea Europeană și nu numai, să vadă cum se studiază în afară, fără să cheltuie vreun leu, pentru că bursele sunt finanțate de Uniunea Europeană. Și înainte să zici că nu oricine are acces la ele, îți spun din proprie experiență că sunt facultăți, și nu puține, în care locurile nici măcar nu se ocupă, fie pentru că studenții nu știu despre ele, fie pentru că consideră că n-au timp sau n-au bani fără să se informeze despre ce e vorba. Asta așa, pe lângă faptul că elevii români pot să meargă să studieze în orice stat din Uniunea Europeană și să beneficieze de împrumuturi studențești acolo, tot cu buletinul. Mă rog, și cu diploma de bac. Și dacă tot a venit vorba de cum ne plimbăm noi liberi pe teritoriul Uniunii Europene, ar mai trebui să vorbim și de faptul că intrăm în Schengen. De la 1 ianuarie 2025 se vehiculează că intrăm în Schengen și cu spațiul terestru. Ce înseamnă asta pe românește? Gata cu cozile la vamă. Dacă vii dintr-un alt stat membru Schengen sau pleci într-un alt stat membru Schengen, treci prin vamă ca prin brânză, fără să stai la coadă la controle care durează ore în șir. Legi mai bune. Întâi de toate, să ne înțelegem. Uniunea Europeană nu face legile în România și nici în alt stat membru. România este liberă să-și facă propriile legi și nu putem fi obligați să adoptăm o lege într-o formă sau alta. În schimb, ce ne dă Uniunea Europeană sunt niște principii și idei pe care noi trebuie să le aplicăm în legislația noastră și care au la bază drepturile omului. Și uite așa, cu aderarea în Uniunea Europeană sau pentru aderarea în Uniunea Europeană ne-am ales cu un nou cod civil, un nou cod penal, un nou cod al muncii, care prevăd drepturi și libertăți de care înainte nici nu se auzise. Dreptul la viață privată, dreptul la propria imagine, nediscriminare, reglementarea hărțuirii la locul de muncă, astea înainte erau un vis. Ne-am ales și cu instituții noi sau îmbunătățite, cum ar fi Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, ANPC, Garda de Mediu sau DNA. A, da, și faptul că poți să-ți plătești taxele și să obții niște hârtii amărâte, cum ar fi un certificat de cazier cu câteva clicuri, fără să stai la cozi interminabile, tot de la UE ni se trage. Și tot ei ne-au dat și fondurile și ideile. Pace. Poate că sună ciudat, având în vedere că de câțiva ani avem un război la graniță și Uniunea Europeană a avut o poziție destul de fermă în legătură cu asta, dar de la înființare, Uniunea Europeană a adus, de fapt, liniște și pace pe teritoriul Europei. Hai să o luăm așa. Două războaie mondiale au avut loc pentru că două țări mari din Europa n-aveau loc una de cealaltă și se băteau cap în cap. După ce s-au potolit lucrurile, ca să nu se mai repete și a treia oară, au hotărât ca în loc să se bată pe resurse, să le pună la comun, ca să aibă nevoie una de cealaltă. Și uite așa, de prin anii 50 și până acum, niciun război nu s-a mai purtat pe teritoriul unei țări din Uniunea Europeană. Pe scurt, sunt 26 de țări din Europa, cu a noastră 27, de care nu trebuie să ne mai facem griji că le apucă peste noapte cheful de luptă. Astea sunt doar câteva exemple. Avantajele sunt mult mai multe și dacă vrei să te informezi, găsești resurse în descriere. Și ca să mai desființăm un mit așa pe final, te las cu un grafic de la creatorii de la Politica la Minut, care arată clar că în Uniunea Europeană nu prea există profitori, deci nu profită alții de noi. În medie, statele Uniunii Europene contribuie cu 0,9% din PIB, adică din ce produc ele. Pentru că e o contribuție procentuală, asta înseamnă că chiar dacă noi dăm mai puțin bani și Germania, de exemplu, dă mai mulți, avem parte de aceleași beneficii, sau chiar de mai multe. Și uite așa, tu astăzi ai aflat încă puțin.